La întâlnirea cu teatrul, sala a devenit neîncăpătoare. Micuți, părinți și bunici, toți au primit reprezentații artiștilor cu bucurie. Copiii, deja familiarizați cu teatrul, au așteptat nerăbdători să afle povestea gândăcelului. Vino în pace! Acestora, așa mi se spune. Ce ori, dar sunt niște șoturile fără picioare. Caută și tu, în altă parte. Vezi dacă te bagi unde nu-ți fierbe oana. Artiștii s-au pregătit cu multă muncă pentru spectacolul prezentat. Acesta a fost ca o lecție pentru micuți. Chiar dacă sunt începători, ei nu au întâmpinat probleme, mai ales că tema aleasă a fost pe placul lor. Un subiect amuzant și în ton cu anotimpul primăvara. Piesa de astăzi, de fapt, au jucat copii de 6-7 ani, care au venit prima dată la teatru. A fost un fel de botez al lor pe scenă, unii dintre ei. Pentru că unii vin de un an, de doi și se cunoaște. Au lejeritate pe scenă, nu mai au emoții chiar atât de mari sau dacă au, bineînțeles că e normal să aibă, știu să și le învingă. Publicul a fost numeros. Povestea gândecelului a fost ascultată cu mare atenție, iar peripețiile sale au fost aplaudate. Toți actorii au fost mulțumiți de prestația pe care au avut-o. Cât despre cea a gândăcelului, aflăm chiar de la el. Am prezentat rolul Gândăcelul cel prostuț. Ce ne poți spune despre acest gândăcel? Acest gândăcel nu știa prea multe. Prezentat Gândăcelul cel prostuț. Am ajutat-o pe gândăcelul cel prostuț să învețe despre natură. Și mi-a plăcut foarte mult să o învăț. La Mergidia, teatrul începe să atragă publicul tot mai mult și asta în contextul în care, în urma unui studiu realizat, s-a constatat că românii nu merg la teatru. Studiul arată că 87% dintre cei intervievați nu merg deloc la teatru, în timp ce 8-9% merg o dată sau de două ori pe an. Publicul prezent la spectacolele din Mergidia ne arată că teatrul începe să fie iubit în oraș.